Domnule deputat, ne bucurăm că sunteți prezenți aici alături de noi la zilele cetății Neamțului. Dacă tot v-am prins într-un cadru atât de încărcat de istorie, am vrea să vă provocăm la un mic exercițiu. Transmiteți ceva târgnemțenilor în limbajul, în dialectul moldovenesc. M-a stat prea repede cu asta în limbajul moldovenesc. Eu adică am venit și noi aici așa să vedem ce se întâmplă la cetatea Neamțului, vedem străjerii cum se bat aici așa și oamenii care au venit. Tot este aici pregătit de primarul și de gospodarul orașului în cele mai bune condiții pentru a se desfășura acest festival. Mulțumesc! Iar dacă Ștefan Vodă ar fi prezent aici la eveniment, ce mesaj ați transmite referitor la zidirea, la construirea și, de fapt, cetatea Neamțului a fost construită de Petru I Mușat, dar pentru că și dumnealui a domnit și a petrecut o parte din viața aici, ce ați transmite? Ceea ce a făcut Ștefan pentru Moldova se știe și nu trebuie să mai înfloresc eu sau să elogiez. Ștefan a fost cel mai mare conducător care l-a avut Moldova vreodată și faptul că noi an de an omagiem pe Ștefan cel Mare și Sfânt Cetatea Neamțului și sărbătorim Cetatea Neamțului, cred că este o recunoaștere a ceea ce a făcut Ștefan cel Mare pentru Moldova și pentru Târgu Neamț. Domnule primar, aflându-ne aici la Cetatea Neamțului, o zonă încărcată de istorie, vă provoc la un mic exercițiu. Spuneți-ne în limbajul, în dialectul moldovenesc, cum vă inspiră acest loc? Sincer, nu... M-ați pus într-o situație cam dificilă. Dați înapoi, pentru că știm că sunteți moldovean. Păi, după modul cum mă exprim și după modul cum vorbesc, este clar că sunt moldovean, dar dacă o luăm din punct de vedere istoric și manifestările care au fost în Cetatea Neamțului sunt inspirate tot din istoria cetății. Așa că... Gândiți-vă că îi faceți cinste și onoară domnitorului nostru Ștefan cel Mare dacă ar fi printre noi și v-ar auzi. Fără discuții. Deci v-am spus, prin manifestările care le organizăm, facem cinste domnitorului și ne-am inspirat din istoria și din perioada domniei lui Ștefan cel Mare. Dar ce ați spune dumneavoastră în glasul moldovenesc domnitorului dacă ar fi aici prezent alături de noi? Nu, mă abțin. Mă abțin, nu. Aș vrea să vă provoc la un mic exercițiu de limbaj. Dacă ne puteți adresa câteva cuvinte în dialectul moldovenesc și ce ați transmite lui Ștefan Vodă dacă ar fi prezent printre noi? Da, dialectul moldovenesc. În primul rând, marelui voievod Ștefan, sănătate și mulțumire pentru tot ceea ce a făcut pentru neamul românesc. Sincer, nu cred că am un alt dialect decât cel moldovenesc sau cel puțin așa vorbim cei din zona de aici. Probabil că și atunci mai erau câteva regionalisme, dar cu timpul s-au pierdut. Ideea este că vrem să începem cu anul acesta și sperăm să reușim. Sunt timid cei drept la început, dar cu timpul va fi din ce în ce mai amplu și mai renumit un festival medieval. Chiar dacă nu suntem un oraș cetate cum este Sighișoara, dar avem cetatea care este brandul reprezentativ al orașului și trebuie să profităm din plin. Lumea trebuie să cunoască acest lucru și cu asemenea activități sunt convins că din ce în ce mai mulți turiști, care, după cum vedeți, am văzut din Cluj, din Sibiu, din Brașov și cu siguranță vor duce mai departe renumele cetății Neamțului. Chiar acum câteva minute am stat de vorbă cu cineva din Cluj, care a fost foarte impresionat și ne-a invitat la zilele Clujului și, așa cum spuneam, cu multă voință și cu efort se pot face lucruri minunate.
mulțumesc și eu pentru ajutorul nostru, mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi și e mare lucru, nu e puțin lucru să promovăm imaginea cetății Neamț. Iar noastră tot timpul ați fost alături de noi și de Primăria Târgu Neamț. Mulțumim! Solistul trupei Pact este aici alături de mine și... Multor trupe de altfel. Și multor... Cargo, Compact, Schimbul 3, acum Pact. Pact ca înțelegere între mine și Adrian Ordean. Se știe deja. Pentru că l-am prins în flagrant și un moment liber, am să-l provoc la un mic exercițiu de dialect. O să-l rog pe Leo să ne vorbească, să transmită ceva târgnemțenilor în dialectul moldovenesc. Da, stai puțin. Unde te duci, mai? Să vă fie casă acasă și plină de toate ce trebuie să fie pe ea și sănătate multă vă doresc. Mulțumesc foarte mult pentru sala de seară, a fost excepțional. Vă felicit din toată inima Târgu Neamț pentru tot ce ați făcut și pentru noi și pentru voi și pentru România în general. Cetatea Neamț este excepțional de frumoasă. Eu sunt fascinat de catacombe, de cetăți, de ziduri. Chiar am interogat în amănunt reprezentanții și custodele cetății să aflu tot. Unde au stat lupii atunci când au fost pedepsiți unii și alții? Unde era temnița, unde era iatacul domnițelor, m-a interesat în mod deosebit. Și câte intrau și câte ieșau și pe unde ieșau. Însă... Da, știindu-se faptul că Ștefan a fost un mare iubitor de frumos. Da. Păi, da, în general, noi ăștia mici suntem toți iubitori de frumos. Lăsând gluma la o parte, m-am simțit extraordinar și promit să revin, nu după ani și ani, ci după cât mai puțin timp mă voi întoarce la voi aici. Dar dacă ar fi ca Ștefan să fie prezent aici printre noi acum, ce i-ați transmit? Dacă ar fi Ștefan aici, i-a spune să domnească din nou el, pentru că se pare că luceafărul istoriei a fost Ștefan cel Mare și atunci cred că e nevoie de un luceafăr și în ziua de astăzi. Am văzut și o orchestră de muzică tradițională începând de la dacică, de domnul Tudor, cel care conduce orchestra Ștefan cel Mare, m-a impresionat foarte tare prin faptul că există la Chișinău o facultate care predă folclor, deci care se ocupă catedră de folclor, unde se cântă muzică tradițională, adică muzica în limba română, mă rog, cu accente, cu influențe, dar există o cultură autentică românească și pereții acestei cetăți vibrează această cultură. Ar fi bine să fie la nivel național o chestie de genul ăsta. Și dacă ar fi Ștefan aici, zice să domnească el pe toată țara. Pentru că oameni devotați, chiar dacă le plac frumosul, așa cum a fost Ștefan cel Mare și sfânt, nu? De asemenea, oameni este nevoie în orice timp istoric, mai ales acum, când totul e davalma. Credeți că zidurile cetății și amplasarea locului de aici, de la noi, de la Târgu Neamț, vă poate inspira pentru creația unei noi piese în care să fie măcar parțial inclusă? Și avem o propunere deja în sensul ăsta, să venim într-un fel de cantonament. Noi am mai procedat așa de altfel și cu primul album compact, dacă nu mă înșel, Cine ești tu, era titlul lui, Compact 3, în care materialul respectiv a fost și imprimat, și compus, și cizelat, și forfecat, și aranjat la Snagov. Dar se pare că așa a vrut Dumnezeu să se întâmple, să ne atragă zona asta și, practic, Pact, deja, fiind la Suceava, fiind la Târgu Neamț, avem un sediment deja, o atracție specială pentru Bucovina, pentru Moldova și avem o propunere în acest sens, să venim să stăm câteva zile, poate chiar două săptămâni și să cizelăm un material. Materialul este gata, ăsta nou al nostru, însă chiar dacă el apare pe un album într-o măsură egală, piesele hit și piesele noi, urmează și alte albume, pentru că ele sunt deja imprimate, practic, cântecele. Aseară am și cântat câteva dintre ele. Și publicul a reacționat excepțional, mult peste așteptări. Vă mulțumim că vă gândiți din când în când la noi și ne-a făcut mare plăcere de a vă avea prezența aici la Zilele Cetății Neamțului. Vă mai așteptăm cu drag. Cu mare drag o să revenim. După ani și ani, la voi îndoarce. După ani și ani, sigur voi veni. După ani și ani, vă fi